Aș vrea să mai repetăm o dată toți împreună. Slavă Lui! Amin. Caracteristica convenției bisericilor penticostale este starea de har. Din Romani 5:2. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în starea de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu în planul Lui a păstrat pentru convenția din Canada o stare sau o doză de har. O păstrat-o pentru noi. Spunea Petru în 1 Epistolă, capitolul 1, versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut de mântuire aceasta ținta căutării și cercetării lor stăruitoare. Ei căutau să vadă ce vrem și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care avea să fie urmate. Și lor le-a fost descoperit că nu pentru ei sunt lucrurile acestea, ci pentru noi. Dar de ce pentru noi? Suntem mai meritoși decât ei? Am meritat noi starea asta de har mai mult decât au meritat-o ei? Ochiul are o funcție tridimensională. Odată cu ochii ne uităm la Dumnezeu, a doua oară ne uităm la frat și a treia oară ne putem uita la noi înșine, da? Romani, Pavel spunea 7:23, dar văd în mine, văd în mădularele mele. Eu m-am uitat la dătătorul harului, la Dumnezeu. M-am uitat la voi și m-am uitat la mine. M-am uitat la starea de har în care suntem. Și mi-am adus aminte de versul unei cântări vechi. O cântam noi în copilărie. Ce ai găsit? Ce ai găsit, Doamne, de mai mântuit? Oare prorocii aceștia nu erau mai meritoși decât noi? În Evrei 11:36 spune despre ei, alții au suferit bătăi, bagiocuri, lanțuri, închisoare. Au fost omorâți cu pietre, tăiați în două cu ferestrău, bătuți. Au fost uciși cu sabia. Au pribegit îmbrăcați în cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, munciți, chinuiți. Ei de care lumea nu era vrednică, au pribegit prin pustiu, prin munți, prin crăpăturile pământului și peșteri. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce li s-a făgăduit, că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Dar de ce? Nu este har? Fac parte din a treia generație de penticostal din neamul meu. Mama mea născută în 1930, născut în pocăință. Bunicul meu a fost condamnat la Cernăuți pe 25 de ani. Ei au primit harul mântuirii, dar harul acestei libertăți nu. Și mama a rămas acasă orfană și de mamă și de tată și ani de zile bunicul a stat în Cernăuți pentru că era pocăit. De ce aveți voi harul ăsta? Eu când eram ca voi și mergeam la rugăciune, mă urmărea miliția și îmi punea amendă. Când am cântat o cântare pe tren, au venit securiștii și ne-au luat la întrebări. La școală mă ridicam picioare și mă bajocorea. Voi de ce aveți harul ăsta? E un har de la Domnul? Slăviți să fie Domnul! Tema din seara aceasta este harul ne învață. Învățătura este foarte importantă. Și Domnul spunea repetate rânduri, să știți bine lucrul acesta. Cineva spunea că cu învățătura vom pleca dincolo. E o moștenire care o luăm de aici dincolo. Învățătura în viața unui om e foarte importantă. Ea creează dependență. Pentru ca un om să schimbe religia, el trebuie să schimbe întâi învățătura. Adventistul ține ziua șaptea, nu mănâncă carne, are ritualul acelor botezuri, pentru că așa au fost învățați.
Ortodoxul merge la biserică, face cruce, se închide la Maica Domnului, la icoane și la sfinți, pentru că așa a fost învățat. Eu, pentecostal, cred în lucrarea Duhului Sfânt, vorbire în limbi, darurile Duhului, prorocie. Eu așa am fost învățat. Un om, ca să schimbe religia, întâi trebuie să schimbe învățătura. Să renunțe la învățătura care o are, să spună nu-i bună asta și să îmbrățișeze altă învățătură. De aceea, spunea Pavel, harul lui Dumnezeu, printre alte lucrări care le face, ne învață că învățătura e foarte importantă. Și ce ne învață harul lui Dumnezeu? În seara asta eu am o predică simplă. Eu chiar nu știu și nu pot, nu mi-a dat mie să complic predicile. Pentru că eu sunt simplu. Harul lui Dumnezeu ne învață. Mai este o școală, mai este un profesor. Să n-ajungeți pe acolo. Pavel spunea că pe Imineu și pe Filet i-am dat la învățătură și învăța un lucru bun. Învăța să nu hulească. Dar știți cine era învățător? Că i-am dat pe mâna satanii să învețe. Ce bine că aici la convenție ne învață harul. Slavă Domnului, amin? Și ce ne învață harul? Eu m-am gândit la două lucruri care ne învață harul. Din Tit capitolul 2, versetul 1 până la versetul 10 inclusiv, harul ne învață să vorbim. De la versetul 11 în jos, harul ne învață să trăim. E greu până acum? Harul ne învață să vorbim și harul ne învață să trăim. E importantă și vorba. Domnul spunea Matei 12:36, căci în ziua judecății omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor care a ieșit din gură. Dați-mi voie că eu sunt curios așa de felul meu. Vi s-a întâmplat să vă iese din gură cuvinte nefolositoare? Vi s-a întâmplat vreodată? O să dați socoteală de ele. Și nu înaintea tatălui sau mamei. Într-o zi, de cuvintele acestea veți da socoteală înaintea lui Dumnezeu. În seara asta avem har. Și harul ne învață. Ne învață ce să vorbim. Ne învață cui să vorbim. Și ne învață cum să vorbim. Deci harul ne învață cui putem noi vorbi. Uitați-vă aici categorii diferite. Cei bătrâni, femei în vârstă, sfătuiește pe tineri. Versetul 9, sfătuiește pe rob. Eu cred că un om peste care e harul lui Dumnezeu, el poate sta de vorbă cu orice om. Doamne ajută-ne, amin? Nu intrăm în detalii. Ne învață ce să vorbim, punctual. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune celor bătrâni că trebuie să fie treji, vreni de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune femeilor în vârstă că trebuie să fie așa. Și nu mai continuăm că timpul trece. Deci harul ne învață punctual la fiecare ce să vorbim. Aș vrea să mă leg de al treilea detaliu. Cum să vorbim? Sau de calitatea vorbirii noastre. Spunea Apostolul Pavel aici, iar versetul 7. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur. Deci noi când vorbim, trebuie să dăm dovadă de curăție. Cât e de curată vorba noastră, limbajul nostru, vocabularul nostru, cât e de curat? Că harul ne învață să dăm dovadă de curăție. Păi ca să vorbim, să avem o vorbă curată, trebuie să avem o inimă curată, nu? Matei 5:8, ferice de cel cu inima curată. Că Matei 12:34 spune că gura vorbește din prisosul inimii. Auzi câte un tânăr scapă în jurătură. Poate să... Și spune, am scăpat. Dar el o întreb, dar înainte de a o scăpa, unde era? De unde ai scăpat? Eu în viața mea n-am înjurat niciodată. Am îndată 60 de ani și n-am înjurat niciodată.
Mi-aduc aminte, odată lucram și mi-am dat cu deget, cu ciocanul peste deget, s-au făcut unghi albastră deodată, așa mă durea, mă tăia la inimă. Am băgat din un gură, făceam, urlam. Și un coleg a spus, înjură-te, frece. N-am înjurat. Știți de ce n-am înjurat? Că nu-mi vine să înjur, mie nu-mi vine să înjur. Pentru că gura vorbește din prisosul inimii. Dumnezeu să ne dea o inimă curată. În învățătură dă dovadă de curăție. Ce înseamnă vorbire curată? Câteva exemple din Scriptură. Genesa 43. Se termină grâul adus din Egipt, Iacov îi sălește pe feciori să plece iar după merinde și feciorii nu se duc, că Iacov nu-l lasă pe Beniamin. Și în versetul 3, Iuda intervine și spune, tata, omul ăla ne-a spus curat să nu-mi vedeți fața dacă nu veniți cu fratele vostru. Cum adică ne-a spus curat? Ce semnificație are expresia asta? Omul ăla ne-a spus curat. Adică omul ăsta ne-a spus tranșant, ne-a spus hotărât. Așa e vorbirea unui pocăit. Domnul spunea da, da și nu, nu. Ce trece peste acestea? Vine de la cer rău. Vorbirea unui om pocăit, a unui tânăr pocăit, nu lasă loc la interpretări, la insinuări, la bănuieli rele. Noi nu folosim apropouri. Nu, nu. Noi vorbim curat. Întotdeauna o facem așa? În tranzacțiile noastre comerciale folosim curăția aceasta? Eu nu sunt afacerist, n-am făcut în viața mea niciodată comerț. Dar sunt producător. Și la un moment dat aveam de vândut un animal. Și mi-am făcut eu o socoteală. Dacă vine cineva, când mi-a spus cineva că vine, eu cer atâta, mai negociez, el o să negociez până ajung aici, dar cer mai mult. Întâmplarea că vine omul ăla care mi-a dat telefon, se uită la mine și spune, pacea Domnului. Deci, pacea Domnului. Te-am văzut predicând pe internet, prima ta, ești pocăit? Zic, da. Cât cer pe animalul ăsta? Zic, măi, eu am vrut să cer mai mult, să negociez, dar... Zic că nu, frate, amândoi suntem pocăiți. Hai să ne înțelegem ca doi pocăiți. Și mi-a dat un preț, l-am acceptat, nevasta mi-a spus la ureche, spune-ți să-ți mai dai 1 milion. Zic, nu mai pot, eu sunt pocăit. Daul vostru, da, și nu, e nostru, nu. Să vorbim curaj, nu? Un prieten de-al meu se duce în Olanda, în Danemarca, undeva, nu mai știu țara, să cumpere o mașină. Se duce pe internet, se uită la ea și spune, domnule, hai să ne înțelegem la preț. Și ăla îi spune, și uite cum facem. Eu am un preț pe care îl cer și nu les un euro de acolo. Dumitale, ai un preț care îl oferi. Dar hai să ne verificăm unul pe altul. Eu scriu pe un bilet prețul care îl cer eu, tu scrii prețul care mi-l oferi și schimbăm biletele între noi. Se uită la mașină bună, n-ar fi pierdut-o, nici n-ar fi dat mult pe ea și îmi spunea fratele ăsta mie, zic, bă, i-am oferit vreo 6.000 de euro pe ea. Am scris 6.000 de euro, am schimbat. Omul pe bilet avea scris 4.000 de euro. Și acum el spune, vai de mine, se întreabă, n-a și cum face? Păi facem cum am spus, îmi dai 4.000, eu nu lăs niciun euro. Ăsta zic, așa îmi dea prin cap să-l întreb, nu cum v-ai pocăit? Se gândea el, poate pocăit, că așa de tare respectă cuvântul? În învățătură dă dovadă de curăție, să vorbim curat. Doamne ajută, amin? Ce înseamnă a vorbi curat? Nu intrăm în multe detalii. Iosua 14:7, când stă de vorbă Caleb cu Iosua, îi spune, știi că celelalte iscoade, când au venit din Canaan, au înnegrit țara, dar eu am vorbit cum îmi spunea inima mea curată. Vorbire curată înseamnă vorbire realistă. Nu te lași influența de mulțime. Tu știi care e adevărul, dar dacă spun sceptic altfel, spun ca ei. Nu,
Caleb nu a făcut așa. A vorbi curat înseamnă să păstrezi adevărul. Doamne ajută, amin? Ce înseamnă a vorbi curat? Înseamnă a vorbi decent. Decent, da? În Efeseni 4:29 spune niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură. În Efeseni 5:4 spune să nu fie între voi cuvinte porcoase, glume proaste sau vorbe nechipzuite. În Proverbii 23:33 mai înainte spune acuie, sunt plânsete, vaitele, versetul 33. Acelor care întârzi la vin, ochii ți se vor uita după femei străine și gura îți va vorbi prostii. Cum un pocăit din Canada, botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, care participă la convenția din 2019, se întâmplă să n-aibă vorbire curată? În seara asta, harul ne învață să vorbim. Mulțumim Domnului, amin? Ne propunem din seara asta să fim mai atenți la vorbele noastre, la cuvintele pe care rostește gura noastră. Dacă ne propunem, îi un câștig convenția. Să ne ajute Domnul, amin? În învățătură de dovadă de curăție, de vrednicie. În vorbirea mea, eu trebuie să mă fac vrednic. Dau dovadă de vrednicie. Despre ce vrednicie e vorba? 1 Corinteni, capitolul 7, 25, versetul, Apostolul Pavel, printr-o expresie de adâncă umilință, spune așa, ca unul care am primit de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Un băiat tânăr, așa ca voi, o fată tânără, și un frate și o soră din Canada, când deschide gura și vorbește, el e vrednic de crezare. Amin? Pentru ce să apară stări din astea când chiar predicatori vin și predică anumite lucruri și eu mă gândesc, mă, o fi chiar așa? De ce apar aici tot felul de exagerări? Tot felul de fabulații, cu tot felul de imaginații, venim și hrănim adunarea Domnului și adunarea nu ne mai crede. Pe când eu trebuie să fiu vrednic de crezare. Doamne ajută-ne, amin? Amin. În 2 Tesaloniceni 3:9 spune că v-am dat în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Un credincios trebuie să fie întotdeauna vrednic de urmat. La noi în adunare am avut un frate, 35 de ani, a fost prezbiter, condamnat la Cernăuți, la Andrei de pușcărie. Domnul l-a chemat acasă și a venit un alt frate, care a fost 35 de ani și el prezbiter. A lăsat acasă 10 copii și a plecat și el în pușcărie pentru credință. Primul arestat de Antonescu, al doilea arestat de Ceaușescu. Omul ăsta la noi în adunare era un om sfânt. Orice ar fi spus fratele Ion, noi îl credeam. Dar o dat dovadă de vrednicie. Mi-aduc aminte odată, eram într-o zi de post la adunare și așa a venit o furtună și niște nori negre și niște descărcări electrice că efectiv ne-am speriat. Ne-am plecat pe genunchi, am făcut o rugăciune cu strigăte către Dumnezeu. Când s-a terminat rugăciunea, fratele Ion s-a ridicat și a spus, oameni buni, frații mei, stați liniștiți, că am văzut nori zburând deasupra bosancelui și un înger mergea înaintea lor. Și-a pus mâna peste bosanci și-a spus, aici nu! De la bosanci încolo, de la hotarul comunei mele, o lovit grindina de tot o făcut unul cu pământul. La noi nici un fir de iarbă nu a fost atins. Că Iov scrie acolo, tu știi că ploaia are tată? Și omul ăsta, într-o vedenie, a văzut un înger care mergea înaintea norilor și a spus aici nu. Și așa s-a întâmplat. Apoi omul ăsta nu-i vrednic de crezare? Când predică el ceva, nu îi bine de lua seama? Și Biblia vine și spune aici, de dovadă de curăție, de vrednicie, vrednic de crezut, vrednic de urmat, și mai spune în Filipeni 4:8, vrednic de primit. Dumnezeu să ne ajute, amin?
de vorbire sănătoasă. Predica odată un frate și era tare bolnav. Și frate, a spus, măi frate, ai putea vorbi? A spus, măi, pot vorbi. Eu sunt bolnav, dar vorbirea încă mi-e sănătoasă. Ce înseamnă vorbire sănătoasă? În Psalmul 111, versetul 10, spunea, frica Domnului este începutul înțelepciunii, toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Vorbirea sănătoasă este vorbirea care promovează frica de Domnul. Fapte 9:31. Biserica se bucura de pace, se zidea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Eu constat că în întâlnirile noastre, că în viața de zi cu zi, îi tot mai puțină frică de Domnul. Îi tot mai puțină frică de Domnul. Dar învățăturile și predicile noastre ar trebui să promoveze frica de Domnul. Isaia 11:1-2. Atunci o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un lăstar din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și pricepere, Duh de cunoștință și frică de Domnul și versetul 3, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Aș dori ca Duhul Sfânt această seară la convenție să crească în noi frica de Domnul, fraților. Acel respect, acea reverență pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Învățătură sănătoasă. Titul 1:9. Să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Învățătura sănătoasă în predicarea Evangheliei și în slujirea noastră și în cântarea este cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Și dacă e cazul, mai și înfruntăm pe potrivnici. Acolo unde e cazul. Să ne ajute Domnul, amin? 2 Petru, capitolul 3, versetul 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. Prin amândouă cauză să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiință. Învățătura sănătoasă, predica sănătoasă, trebuie să aibă înștiințări de la Duhul Sfânt. E o predică bazată pe Sfânta Scriptură și bazată pe descoperirile Duhului Sfânt. Să ne le dea Domnul, amin? Timpul trece. Harul lui Dumnezeu ne învață să vorbim. Da? Adică să avem o învățătură curată, vrednică și sănătoasă. Putem spune amin? Bun, harul Domnului ne învață de acum să trăim. Căci harul Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânitatea și poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavele Domnului nostru Iisus Hristos. Harul ne învață să trăim. Are de-a face harul acesta cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul. Cu trecutul ne învață să ne detașăm de trecut. Harul ne învață să o rupem cu păgânitatea. Expresia aceasta, să o rupem, sugerează o acțiune în forță. Sugerează o acțiune un pic brutală. O acțiune oricum determinată. Adică noi trebuie să rupem cu trecutul nostru. În 1970 și ceva, eram elev în Brașov, la liceu. Un coleg de-al meu din Vicovul de Sus a venit și mi-a povestit o întâmplare și o țin minte acum după 40 de ani. Era vremea când comunistul era în floare, comunistul. Balta Brăilii, Câmpia Bărăganului, erau acolo grânarul țării, dar niște mecanizatori din partea de sus din Bucovina au fost trimiși la treierat grâu în Balta Brăilii. Erau zeci de hectare de grâu. Mecanizatorii ăștia erau nepocăiți. Toată ziua au treierat grâu,
iar seara o pleca să se răcorească cu o bere. Dar în drumul lor spre crâșma aceea, erau niște canale cu apă, trebuiau să treacă cu o barcă. Au trecut cu barca dincolo, au băut o bere, au băut două, au băut nouă. Și la un moment dat au spus, măi, mânii mergem la Trăierat, hai să plecăm acasă. Era deja târziu, s-au suit în barcă și au început să vâslească, să treacă la Bărăcel unde erau ei. Dar n-ajungeau nicăieri. Și unul, un pic amețit, spune, tu nu știi mai să vâslești, de la mine. O luat el vâsli și o vâslit, până o adormit amândoi. Dimineața, spunea unul din ei, povestea, când s-a trezit frig, printre trestiile de pe malul canalului, s-a uitat unul la altul, spune, măi, ai vâslit bine și tu, am vâslit bine și eu, dar am uitat să deslegăm barca. Ei au vâslit cu barca legată. Sunt unii pleacă pe calea pocăinții, dar uite să o rupă. Uite să rupă ancora aceea. Și vezi tinerii noștri că ei cântă în față, dar încă sunt legați de Liga Campionilor. Da, știu rezultate, știu meciuri. Vezi fetele noastre că ies în față să cânte, dar ele sunt legate încă de prezentările de mod, de pe podium, nu? Sunt legate de muzica lor, sunt legate de lucruri din lume. N-au rupt-o ca să mergi spre împărăția lui Dumnezeu și să poți înainta pe calea pocăinței cu succes. Prima condiție, dragii mei, detașați-vă de trecut, rupeți-o și Dumnezeu să ne ajute, amin? Ne învață să o rupem cu păgânitatea. Ce ar însemna oare păgânitatea? Care sunt caracteristicile păgânității? În primul rând este imoralitatea. Pavel scrie celor din Corint și le spune, măi, am auzit pe la voi un păcat. Un păcat care, 1 Corinteni capitolul 5, nici la păgâni nu-l întâlnești. Înseamnă că te-ai fi așteptat la păgâni să fie, dar nu era. Și uite că e la voi în adunare. Deci, păgânitatea îi caracterizată de imoralitate. Păcate au fost întotdeauna. N-au fost promovate niciodată ca acum. Trăiți vremuri de har, voi, dar trăiți vremuri extraordinar de periculoase. Extraordinar de periculoase. Am și eu mai mulți copii, și la facultate, și în liceu, și în școala generală. Încerc să-i verific și nu pot. Târziu, la cei mai mari le-am dat telefoane. Și mi s-au părut că au devenit dependenți de telefon. Vorbesc cu mine și ei butonează. Vreo 2 ani în urmă așa m-am supărat că la ăia mari, studenți la Cluj, celălalt student la informatică. Le-am luat telefoanele și le-am ascuns în șur într-o grămadă cu paie. Luați acolo. Și nu le-am dat 2 săptămâni. Veneau așa, ca pui ăia fără cloșcă. Veneau prin casă, zic, ce copii? Care-i problema? Avi foame? Uite frigiderul, mâncare, este. Vreți să mergeți la treabă? Poftim. Eu am treabă acasă multă. Totuși, am văzut că le lipsește ceva. Spune, tata, dar noi suntem la facultate, dar cum vorbim, avem discuții pe grup, dar ne-ai întrerupt, dar ne-ai făcut de rușine. Până la urmă ne-am dat înapoi, că... Da, e mare pericol. E mare pericol. Eu în viața mea am primit până acum nu sute. Eu am primit mii de mărturisări. Mii de mărturisări. Nu pot să spun care-i păcat pe locul întâi în clasamentul păcatelor. Dar vreau să vă rog, fiți atenți. Că imoralitatea e promovată, e lăudată, e aplaudată, e tratată ca o virtute la ora actuală. Dar asta e păgânitate. Și harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânitatea. Să ne ajute Domnul, amin? Ce mai înseamnă păgânitate? Spune 1 Corinteni 12:1. Când erați păgâni, vă duceați la idolii cei muți după cum erați călăuziți. Păgânitatea înseamnă idolatrie. Nu intrăm într-o predică despre idoli. Ce înseamnă idol? De câte feluri sunt idolii?
Dar eu v-aș întreba, gândindu-vă, duceți-vă acasă fiecare și vă gândiți, oare eu am vreun idol? Că idolii sunt tare diversi. În cartea Ezechiel spune, oamenii ăștia poartă idolii în inima lor. Dumnezeu să ne ajute să ne păzim de idoli. Amin? Și ce mai înseamnă păgânitate? În Efeseni 4:17 spune Apostolul Pavel așa, iată ce vă sfătuiesc și vă spun eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și se vârșesc cu lăcomie orice fel de nelegiuire. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Ce mai înseamnă păgânitate? Necunoașterea lui Dumnezeu. Mai înseamnă împietrirea inimii. Mai înseamnă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și Pavel spune, harul lui Dumnezeu ne învață să ne detașăm de trecutul nostru, adică să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești. Eu am o predică despre înfrânarea poftelor. Din Galateni 5:22, ultima roadă a Duhului acolo-i pusă, înfrânarea poftelor. Atât am chinuit gândul ăsta, de ce ultima, cea mai mică? Și până la urmă mi-a spus că eu de fapt fac teoria chibritului, știi? La mine o minte de mașă m-a întrebat, Dragoș, de ce fosforul îi pus la un cap și nu-i pus la celălalt? Hai, spuneți voi. Știți cum e chibritul, da? De ce are fosforul aici și nu-l are dincolo? Asta e teoria chibritului. Eu nu știu niciodată să spui. Eu tot am gândit, băi, de ce ultima? Dar tot trebuie ultima pusă, una, nu? Ei, până la urmă am eu o înțelegere așa. Voi sunteți o cetate pe un munte. Ultimul element constructiv al unei cetăți medievale era zidul de apărare. În Proverbe 25:28 spune așa, omul care nu-i stăpân pe sine, îi ca o cetate dărâmată cu zidurile surpate. Zidul de apărare a unui credincios, a unui băieț așa ca voi, a unei fete ca voi, a unui frate și a unei sore, se cheamă înfrânarea poftelor. Marea bătălie în viața unui creștin se dă la înfrânarea poftelor. În momentul când diavolul a reușit și s-a dărâmat fortăreața și s-a luat roada înfrânarea poftelor, celelalte cad de la sine. Nu mai poți vorbi de credincioșie când tu nu ai înfrânarea poftelor. Eu aș dori ca Domnul să ne dea tuturora înfrânarea poftelor. Amin? Că poftele sunt diverse. În Psalmul 78:18 sunt pofte culinare. Au ispitit pe Dumnezeu și au cerut mâncare după poftele lor. Cum și așa, asta e un păcat? Păi dacă nu poți să ții o zi de post, că a făcut o anumită mâncare, e păcat. Dacă nu poți să ții o zi de post, că trebuie numai decât să-ți bei cafeaua, e păcat. Lucrurile care pun stăpânire, toate lucrurile sunt îngăduite, da? 1 Corinteni 6:12, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire pe mine. Când o cafea, când o mâncare, când un obicei din ăsta culinar pune stăpânire pe tine, e un păcat. Că sunt pofte culinare. Sunt pofte vizuale. Ezechiel 20:7. Luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. Psalm 101:3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Iov 31. Făcusem un legământ cu ochii. Matei 5:28. Dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie. Și atunci sunt pofte culinare, pofte vizuale, pofte sexuale, care sunt și sunt. Și la convenție spun că sunt aici și ne ajute Dumnezeu să ne înfrânăm. Amin? Ba încă unii, spune Pavel acolo lui Timotei în a doua epistolă, capitolul 4, că va veni o vreme când unii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Mă, eu am poftă de anumit tip de cântare. Eu am poftă de o anumit tip de predică. Pe ăla să nu-l mai pui, că mă deranjează. Ăla e fanatic, ăla e conservator, ăla e înapoiat. Mie îmi plac un anumit fel de predici. Predici după poftele mele. Că poftele astea sunt multe. Dar vine Biblia, spune, să o rupem cu păgânitatea,
păgânitatea influență din exterior și cu poftele lumești care din interior îi păgânismul din noi. Și Dumnezeu să ne ajute să o rupem, amin? Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Ce înseamnă cumpătare? Sinonim în limba română, în dicționar, înseamnă echilibru. Un om pocăit, care la convenții venit, trebuie să fie un om echilibrat, un om foarte calculat. Ne uităm în Tit, capitolul 2, apar patru entități. Bătrâni, femei în vârstă, tineri și robi. Unii au o cerință, alții altă cerință, alții altă cerință, dar una e comună la toți. Era firul roșu din Tit, capitolul 2. Lucru care e comun, cerința comună la toți, e cumpătarea. Cei bătrâni să fie cumpătați, femeile în vârstă să fie cumpătate, sfătuiește pe tineri să fie cumpătați, sfătuiește pe rob de asemenea să fie cumpătați. A fi un om cumpătat în pocăință înseamnă un om echilibrat. Doamne ajută-ne, amin? Noi într-o zi vom zbura spre cer, fraților. Credeți asta? Din industria aeronautică mă gândeam eu, ce ar fi să faci un avion cu o aripă de plumb și una de carton? Ați mai ajunge voi în România cu avionul ăla? Știi câte calcule se fac în construcția unui avion cu greutatea specifică a materialului? El trebuie să fie echilibrat, perfect. Așa e un pocăit care se pregătește și zboară. El e un om echilibrat, e un om cumpătat în toate domeniile. Să ne ajute Domnul! Echilibru mai înseamnă, dar acum voi nu știți, voi la voi chiar nu știți, la uneltele cu care se lucrează, trebuie să fie foarte bine echilibrate, foarte bine calculate. La tablete nu știu. Nu știu. Mi-aduc aminte noi când am turnat temelia la casa de adunare, se turna betonul, se făcea cu lopata tot. Și-l căram cu niște găleți. Și era o lopată nouă pusă acolo, eu mă duc, o eu că era dezămată de gard și încep să lucrez. Dar era pusă strâmb. După două minute m-a durut mâinile așa de tare, am luat-o și am pus-o înapoi acolo. Măi, nu era echilibrată, nu era calculată. Știi că așa și însuși pocăiți în adunare? Măi, greu de lucrat cu dânsul, nu-ți calculați oamenii ăștia. Mereu sunt așa oameni de conflict. Spunea odată fratele Moloș, ce povesteam la frate, că există, spunea frate, măi frate Dragoș, există lemn strâmb. Din lemnul strâmb se poate face un picior la coasă, mai faci ceva. Dar din lemnul sucit nu mai faci nimic. Spune că după ce arde te uiți în foc și cenușa o să te vede sucit. Dar la convenție nu sunt pocăiți suciți, fraților. Sunt pocăiți din aia conflictual. Povestea odată un frate din Rădăuț, fratele Făniel din Rădăuț, în vremea tinereții lui, un frate s-a luat de păstor, de fratele apostol. Și spunea, eu am ceva împotriva dumitale, cum faci cina? Mă, și ăsta om bătrân, om pocăit, s-o năcăjit și spune, măi frate Nichitianu, măi frate Fănică, haideți cu mine până la fratele cealaltă, trebuie să mă împac cu el. Și s-o duc și-ți cerea iertare și ăla, nu, nu și nu. Dar pe fratele Nichitianu îi spune, măi frate, dacă nu-l ierți pe fratele apostol, nu ești pocăit. Și ăla spune, da, nu-s pocăit. Uite să arăt că-s pocăit. Frate apostol, te-am iertat din toată inima, Domnul să te binecuvinteze. Nichiteanule, de acum am cu tine ce am. De ce ai spus că nu-s pocăit? Fratele apostol, când s-a văzut iertat, a pus pălărie, o scrămesc cu Domnul Iisus. Nichiteanul rămas, hai mă, iartă-mă și pe mine. Sunt oameni din ăștia în Canada, care oricum n-ai dat, ei sunt conflictuali. Oamenii ăștia nu-s cumpătați. Apostolul Pavel spune în Tesaloniceni 5:23 că noi suntem o trinitate și Dumnezeu păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul și Sufletul și Trupul. La toate cele trei nivele nouă ne trebuie cumpătare. Cumpătare la nivel de Duh, pentru că întâlnești câte unul, frate, hai să facem stăruință, hai să... Domnul imobilizează, vine în adunare, o lună din zile te gândești că e bun de păstor principal.
După ce e 2 luni, nu-l mai vezi deloc. Am avut niște treabă. Păi cum să lucrezi cu omul ăsta? Că el nu-i cumpătat nici în lucrurile duhovnicești. Cumpătat în stările sufletești. Sufletul are sentimente, voință și rațiuni, da? În stări sentimentale, noi trebuie să fim oameni echilibrați. Biblia spune că un băiet s-a îndrăgostit de o fată. Dar așa s-a îndrăgostit de tare că s-a îmbolnăvit. Oameni buni, eu sunt surat de 30 ceva de ani, m-am căsătorit din dragoste, poate aude nevasta, am iubit-o, o iubesc, dar nu știu chiar să fi fost bolnav de la asta. Să stau în pat cu febră 40 ani, m-am îndrăgostit. Biblia spune în Cartea Împărați că Amnon s-a îndrăgostit de sora sa și s-a îmbolnăvit de dragoste, domnule. A urmat un sfătuitor și ret și nepocăit. L-a învățat cum să își bată joc de ea. Și băiatul ăsta și-a bătut joc de sora sa. Și Biblia spune, Amnon a urât-o mai tare decât o iubise. Ce e asta, domnule? Ce cu fluctuația asta sentimentală? Așa că la curentul alternativ, știi? Când ești plus, când ești minus. Odată îmi spunea o fată, ce frate dragul, și am un băiet, așa ține la mine și noaptea pe la 2 îmi dă mesaje. Așa era de bucuroasă? Eu zic, măi, fii atentă, că dacă îți dă noaptea la 2 mesaje, ăsta nu e un băiat cu minte. Nu e un băiat calculat. În mod normal, la 2 îi ar trebui să doarmă. Dar gândește că după ce se ceartă cu tine, la ora 2 noaptea îți dă mesaje și te ocărește, te bagicurește. Atunci ce ai să faci? Deci, frații mei, în stările sentimentale, noi trebuie să trăim cu cumpătare. Dumnezeu să ne ajute, amin? În stările trupului nostru, noi trebuie să fim oameni cumpătați. Și la mâncare, și la dormit, și la muncă, și la îmbrăcăminte, și la efort, și la odihnă, noi trebuie să fim oameni cumpătați. Asta ne învață Harul lui Dumnezeu la Convenția din Canada. Slăviți să fie Domnul, amin? Și ne învață să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate. Harul ne învață să fim oameni drepți. Deuteronomul 1:16, să judeci cu dreptate. În judecățile care le facem noi, în modul în care noi ne dăm părere asupra unui caz, noi trebuie să fim oameni cinstiți, oameni drepți și să o facem cu dreptate. Doamne ajută! Dar noi nu suntem numai judecători, mai și lucrăm, nu? Psalmul 112:5 spune, ce bine merge omul care își rânduiește faptele după dreptate. Adică viața ta în relația cu Dumnezeu să fie întotdeauna după dreptate. Să ne ajute Domnul, amin? Și apoi mai spune Tesaloniceni, capitolul 4, parcă versetul 6. Niciunul din voi să nu fie cu vicleșug sau cu nedreptate în treburi față de aproapele său, că Dumnezeu pedepsește aceste lucruri. Sunt aici frați care lucrează pe șantier cu alți frați, dar folosesc vicleșugul? Sunt aici frați care sunt nedrepti în treburi față de fratele său, adică sunt împrumut niște bani și să nu-i mai dai înapoi. Asta e o nedreptate, nu? Sunteți cu mine? Nu cumva e o nedreptate să împrumuți niște bani să nu-i dai înapoi? Și Biblia spune că Dumnezeu urăște astfel de lucruri. Sunt aici ca să-ți lucreze cineva și să nu-i plătești? Să te înțelegi cu un preț și să-i scazi prețul că așa vrei tu? Păi Harul Dumnezeu la Convenție ne învață altceva. Ne învață cum să trăim. Și ne învață să trăim cu dreptate. Dumnezeu să ne ajute, amin? Dreptate când facem o judecată, ne rânduim faptele cu dreptate în relația cu Dumnezeu și dreptate față de oameni. Doamne ajută-ne, amin? Și ce mai spune aici cu dreptate? Și cu Evlavie. Timotei 3:16. Și fără îndoială mare taina Evlavie. Evlavie e o taină și o taină mare. Cel ce a fost arătat în trup
A fost făcut desăvârșit în Duh, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Taina evlavie începe cu întruparea și sfârșește cu înălțarea. Cu Domnul s-au întâmplat lucrurile astea. A fost întrupat prin Maria Fecioara, a venit în lumea noastră și a fost înălțat în slavă. Ăsta e și drumul nostru, fraților. Taina evlaviei înseamnă eu sunt unul din cele 7,5 miliarde de oameni. Am fost întrupat acum 60 de ani în Bosani, Suceava, România. Da? Dar țelul suprem al vieții noastre, scopul suprem, e mântuirea sufletului, adică înălțarea în slavă. Celelalte lucruri care ni se par nouă majore, școala, căsătoria, profesia, locația, nu sunt decât paranteză pe care le deschidem și le închidem în ecuația vieții. Dar rezultatul final înseamnă înălțarea în slavă. Eu de aceea trăiesc pe pământ. Trăiesc cu nădejdea că într-o zi, când va veni Domnul pe noi, pe mine, dragul Șuitor, mă va înălța în slavă. Și alături de mine pe cei dragi ai mei. Și alături de mine vă va înălța și pe voi. Amin? Noi trebuie să trăim cu evlavii. Există risc cu evlavii. De altfel, toți care vor să trăiască cu evlavii în Hristos vor fi prigoniți. Dumnezeu să ne dea putere, fraților. Aș vrea să mă apropii de încheierea predicii, că am înțeles că și mâine este slujbă. Harul lui Dumnezeu ne învață să ne detașăm de trecut, să rupem cu păgânitatea și cu poftele, să trăim ca niște oameni sfinți acum, cu cumpătare, dreptate și evlavie și cu nădejde de viitor, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea marului nostru Dumnezeu. Îl mai așteptați pe Domnul? Să ne dea Domnul așteptarea asta. Să ne dea Domnul dorința asta. Fraților, ascultați-mă bine. Într-o zi se va întâmpla un cataclism cosmic. Într-o zi cerul va trece cu trosnete. Trupurile cerese vor topi de mare căldură. Și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Să mă ajute Domnul pe mine să ajung acolo. Și să vă ajute pe voi cei de la Convenția din Canada să ajungeți acolo. Amin? Harul ne învață să vorbim. Harul ne învață să trăim. Doamne ajută la practică. Amin.